Adrian Cristea a venit singur la un eveniment monden, dornic parcă să arate tuturor că a uitat definitiv de Bianca. Doar că, la fața locului, a avut parte de o mare surpriză. Mai precis, fotbalistul s-a întâlnit cu o fostă iubită. Despre cine este vorba, vedem chiar acum. Elegant, dar singur. Așa s-a prezentat Adrian Cristea la un eveniment monden. Îmbrăcat într-un sacou gri cu dungi și pantaloni negri, Cristea părea că n-are nicio grijă. Că dacă n-avea pe nimeni lângă el, n-avea nici probleme, nu? Dar asta nu înseamnă că prințul s-a plictisit. La un moment dat, Adi a început să zâmbească. Oare datorită brunetei pe care a zărit-o la masa lui? Se poate să fie ăsta răspunsul, pentru că domnișoara era Raluca Macovei. Iar acum 5 ani tânăra s-a iubit cu Adrian. Cei doi s-au așezat la aceeași masă, dar au păstrat distanța. În plus, ca să nu dea de bănuit, Raluca și Adrian s-au oferit să se privească în ochi, dar se pare că s-au conversat prin mesaje pe telefon. Oare o fi vreun semn de împăcare între ei? Răspunsul nu l-am aflat încă, deoarece, incomodat de prezența ziariștilor, Adrian Cristea a plecat repede de la eveniment, așa cum a și venit, tot singur.